La 30 de ani de la moartea compozitorului sibian Gheorghe Șoima, corul studenților Facultății de Teologie din Sibiu și corul filarmonicii de stat Transilvania din Cluj-Napoca au susținut marțea aceasta un concert omagial la Filarmonica de stat din Sibiu. Cele două coruri au interpretat creațiile corale ale compozitorului. Gheorghe Șoima a făcut studiile la Academia Teologică Andreiană și apoi a urmat conservatorul din București. În 1938 a fost profesor de muzică la o școală normală și apoi la Institutul Teologic Universitar din Sibiu. Unul dintre corurile pe care le-a condus a fost cel al Catedralei Mitropolitane. Gheorghe Șoima a însemnat mai mult pentru mine decât pentru generația tânără, pentru că l-am trăit din vremea, i-am trăit muzica în vremea când eram încă student, datorită profesorului meu de dirijat, Dorin Pop, cu care împreună am cântat Șoima și am venit chiar la o aniversare, cred că la 75 de ani am cântat aici la Sibiu. Deci îl cunosc destul de bine și îl cunosc și mai bine de când am imprimat pentru Radio Renașterea niște lucrări și am reușit să facem și două CD-uri în care am cuprins liturghia pe de-o parte și cântări religioase pe de altă parte. Cele aproape trei sferturi de veac părintele profesor Gheorghe Șoima le-a petrecut în Sibiu ca și profesor al Catedrei de Muzică Bisericească și Ritual, mai întâi la Academia Andreiană, apoi, după ce s-a schimbat în Institutul Teologic de Grad Universitar din Sibiu. 45 de ani a fost dirijorul corului Catedralei Mitropolitane din Sibiu. A lăsat în urmă o foarte bogată operă. Creații corale, creații vocal-sinfonice, creații sinfonice, colinde, o liturghie dogmatică în la. Cunoscutul dirijor sibian Gheorghe Șoima a trecut la cele veșnice la data de 26 noiembrie 1985.